Recunoștința pentru binele primit. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a șasea. Bine v-am găsit, dragi elevi! Omul este deosebit de surprins în viața sa de gesturi frumoase și calde. Ele apar ca răspuns la sentimentele pe care le-a împărtășit cuiva la un moment dat. Nu există persoană care să nu fi mulțumit cuiva măcar o dată în viață. Mărturisirea ajutorului primit de la Dumnezeu este una dintre modalitățile de manifestare a recunoștinței. În clipul de astăzi vom vorbi despre recunoștința pentru binele primit și vom descoperi că recunoștința este o mare virtute. Recunoștința. Ce este recunoștința? Cum se manifestă ea? Foarte bine. Recunoștința este o recunoaștere a unei binefaceri primite. Este o dovadă de noblețe sufletească, fiind aducătoare de pace și de smerenie, prin care este apreciat binele făcut de altul. Ce înseamnă să fii recunoscători? Da, aveți dreptate. A fi recunoscător înseamnă a fi mereu în relație cu Dumnezeu, căci recunoștința față de Dumnezeu se oglindește în relațiile dintre oameni. Mântuitorul Hristos ne-a vorbit mereu despre importanța manifestării recunoștinței sincere. Această virtute este evidențiată în relatarea vindecării celor 10 leproși. Haideți să aflăm împreună povestea lor. Sfântul Luca ne istorisește în Evanghelia sa că Domnul Iisus Hristos călătorea spre Ierusalim. La granița dintre Samaria și Galileea, într-un sat, a fost întâmpinat de 10 oameni bolnavi. Ei stăteau la distanță și cereau milă de la Domnul Iisus Hristos, care urma să-i vindece. Suferința lor era foarte grea, iar boala contagioasă. Aveau lepră. Mântuitorul, pentru a le încerca credința, le-a cerut să meargă la preoții lor. În vechime, cei bolnavi erau cercetați de către preoți. Ei l-au ascultat și, mergând spre preoți, au observat că se vindecaseră. Cu toate acestea, numai unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. Această minune arată că Iisus s-a milostivit față de toți oamenii, indiferent de neam. Întrebarea adresată de Iisus, dar cei 9 unde sunt? Este o chemare peste timp la o atitudine de mulțumire și de recunoștință pentru binefacerile primite. Reflectând la vindecarea celor 10 leproși, putem evidenția 3 virtuți esențiale pentru creștini: credința, iubirea și recunoștința. Credința este virtutea celor care se aflau în cumplita boală a leprei. Auzind de minunile săvârșite de către Hristos, cei leproși au ieșit cu credință în întâmpinarea acestuia și i-au cerut să îi vindece, fapt care s-a și întâmplat. Iubirea este aceea care ne face să fim mulțumitori, iar mulțumirea și recunoștința noastră
trebuie să fie în totdeauna înmănunchiate cu credința și iubirea noastră. Recunoștința trebuie să fie permanent prezentă în inima și viața noastră, așa cum îl vedem pe cel lepros că este mulțumitor față de Hristos Domnul, la fel și noi trebuie să fim mulțumitori față de Dumnezeu și față de toți cei din jurul nostru. Să reținem. Recunoștința este rodul smereniei și al credinței. Nu are nimic în comun cu orgoliul. Ea poate fi o virtute salvatoare atunci când omul se află în impas. Fiecare dintre noi poate oferi și primi recunoștință. Manifestarea recunoștinței sporește iubirea dintre oameni. Exersăm și învățăm. Identifică gesturile de recunoștință din poezia alăturată. Binecuvântați părinții, de Traian Dors. Binecuvântați părinții toată viața pe pământ, e poruncă și povață și dorința celui sfânt. Binecuvântați părinții, dragoste să le arătați, căci atunci veți fi și în viață și voi binecuvântați. Binecuvântați părinții chiar și când vă este greu, căci atunci când faceți astfel, ascultați de Dumnezeu. Binecuvântați părinții și iubiți și ajutați, căci oricât de mult le-ați face, n-ați plătit ce datorați. Fericiți vor fi copiii ce părinții și cinstesc, fericiți vor fi părinții ce copiii în Domnul-și cresc. Foarte bine, v-ați descurcat excelent. Sfatul cel bun. Slăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Webografia imaginilor.